Teatrele, cinematografele, sălile de concert, bibliotecile și muzeile vor activa la jumătate din capacitate, iar vizitatorii vor avea acces doar cu prezentarea certificatului COVID-19. De asemenea, școlile sportive, muzicale și cele de arte din capitală revin de mâine la regimul normal de activitate. O decizie în acest sens a fost adoptată de către Comisia Extraordinară de Sănătate Publică Chișinău. În prezent, rata de vaccinare în municipiu este de circa 46%. Procesul educațional în cadrul instituțiilor de învățământ extrașcolar, aici ne referim la sport, muzică, arte plastice, din municipiul Chișinău se reia din momentul publicării acestei decizii cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea normelor de sănătate publică.